Lotul naționalei a efectuat aseară primul antrenament înaintea meciului cu Ucraina. Igor Armaș și Semion Bulgaru nu s-au pregătit alături de colegii lor deoarece sunt accidentați. Evoluția celor doi în partida de vineri este incertă. Selecționerul Ion Caras nu a anunțat deocamdată dacă în locul lui Armaș și Bulgaru vor fi convocați alți jucători. Din lotul final anunțat de Caras face parte și Sergiu Dadu, care a jucat ultima dată pentru echipa națională în urmă cu 2 ani, în amicalul cu Emiratele Arabe Unite. Acum încă de sigur nu are o pregătire fizică așa de bună cum și-ar dori-o el sau cum ar fi firesc să fie, dar este un jucător care are, simte golul, marchează goluri decisive. Cu excepția lui Dadu, selecționerul va conta în meciul cu Ucraina pe aceiași jucători cu care a abordat și partidele cu Anglia și Polonia. Astfel, Ion Caras nu a convocat niciun jucător de la Naționala de Tineret, deși secundul său Ion Testimițeanu susținea altceva. Deja eu cred că Ivan Stipan și Caras s-a format părerea din două meciuri și va face niște schimbări. Eu cred așa că va fi, că sunt băieți tineri care încă își dăruiesc. Eu niciodată nu m-am uitat la vârsta jucătorilor. Eu judic jucătorul numai prin atârnarea lui, prin nivelul lui și nici de cum prin vârsta lui. Naționala Ucrainei va sosi la Chișinău joi fără antrenorul Oleg Blohin. Acesta a fost operat de urgență la artera carotidă și a fost spitalizat. Ucraina va fi condusă în meciurile cu Moldova și Muntenegru de Andrei Bali. Presa scrie că după aceste două partide, noul selecționer al Ucrainei va fi numit Alexandr Zavarov. Fosta vedeta a echipelor Dinamo Kiev și Juventus Torino va fi secundul lui Andrei Bali în meciul cu Moldova.